Salutare, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul lui Radu. Astăzi o să vă prezint ce am mai făcut, o să vă povestesc. Săptămâna asta am avut de învățat cu Sumal 2.0, criteriile de bază, de aia n-am postat, dar ce am mai făcut între timp, așa printre altele. Deci am pornit, tractorul era acolo, știți bine, cu fața către camionetă. Am pornit, am ridicat plugul, pompa nu ridică bine că prinde aer, nu-i pompa nouă, pompa nouă e înăuntru, v-am arătat în alt videoclip acolo înăuntru. Și asta, am pornit, am ridicat plugul după vreo 10 minute, după vreo 15, că nu ridică numai când are chef. L-am pus aici și aveam nevoie de tractorul ăsta, să trag niște mașini, de fier vechi. Bă, frate, ce să tragi, că nu vreau să mai ridice. Deci nu vreau să mai ridice pompa, nu el. Distribuitorul menționez că e nou, dacă mă urmăriți, veți ști treaba asta. Bă, am desfăcut plugul, l-am lansat acolo, m-am dus cu ăsta la o plimbare, îl scot pe drum așa frumos, de-abia am virat. Îl scop pe drum, zic, hai că se clatine, se aerisește, nu știu ce, nu mai ridică, frate. Și acum, săptămâna asta, care vine, aia la altă, nu știu când, când se îndreaptă vremea un pic de nu mai fi ploaie și nu mai fi atâta noroi. Și așa mai departe. O să mă pun, ia că călunic și-mi rup capul. O să mă pun să disfac capacul pe partea aia, să-i scot asta și să-i bag pana asta înapoi. Să-i scot pana, să-i desfac un șurubui de strân, nu știu care mere cu mâna. Asta sau ăla al de pe interior, nu mai știu, dar mere cu mâna. Să îi pun grovere, să strâng, să bag și cureaua acolo, că n-am apucat. N-am apucat, n-am avut timp, n-am reușit și asta e, le fac tot părând cum pot. Dar pompa într-o zi și asta, astea într-o zi, asta și asta, altă că... Și pe asta vreau să o verific că s-a dus pana. Pana nu e mai aici, gata. Plecate înăuntru, s-au băgat acolo înăuntru și joacă. Au. Nu știu care e de strâns, când stă pe loc drept, unul poate să-l învârți cu mâna, acum stă cam așa. Și trebuie să rezolv penele și am plecat. Pregătim, montăm ce avem de montat, ne apucăm după aia să filmez când ne apucăm de culegătoare, se montez lanțul, ăla unde sunt siguranțele. Ce... de împerechiere. Zala de împerechiere. O să filmez când montez alea. Și mergem mai departe. Pe la mâini îl umflu. Are roata pe geantă. Puțin cam moale. Și așa încet încet ne punem să ne organizăm. Mai un pic începem cu discuitul și... e cam greu fără sculele astea, fără să fie puse la punct, dar acum mă apuc să le pun la punct. Și undeva între rândurile astea o să mă ocup și eu col. Și de ce mai am să mai fac pe aici? Am dat și camioneta un pic cu ferdac. Asta am filmat în alt videoclip. Ce am explicat și am făcut pe aici, mai am un videoclip unde lucru pe aici. Am mai făcut așa, cum am putut și eu săptămâna asta și aia la altă. Până data viitoare, ne auzim. Vă rog frumos, dați un like, un share și un subscribe, că o să începem. Când e campania, o să filmez full, în continuu. Am pregătite două camere, 5 baterii, o grămadă.